Știu, țin minte că la mine în cartier, în Timișoara, era un magazin și obișnuia să-mi cumpăr, erau acele ghete, nu mai știu cum se numeau, 20 de lei, cred că erau, așa, negru, cu roșu, nu mai știu. Tenișea. Tenișea, da, exact, aia erau. Și prima oară când am fost la primul antrenament, eu m-am dus în ei. Era primul antrenament, ca să vă zic sincer, au fost la sală iarna și eu m-am dus în ghete. Tatăl meu a văzut, dar a zis că mă lasă, mi-a zis după. Eu m-am dus în ghete când am uitat prima oară la antrenament și auzeam că eu se aude tutum în sală, am zis, unde am venit, măi, am venit cu ghetele. Și după am început să-mi cumpăr. Primele mele perechi de ghete au fost de la Nike, am văzut cu mâs, bucuros ca orice copil când vezi ceva și... Da, aveam, și acum l-am acasă, primul meu tricou, de când aveam 5 ani încă, pe umeraș. Este unul cu Barcelona, fix cu Barcelona, care n-am ținut niciodată cu ei. Și este cu Ronaldinho.